O delegație a Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentului European, condusă de Norbert Lins, s-a aflat pentru trei zile în România. În cadrul misiunii, deputații s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și naționale, cu grupurile de acțiune locală, cu fermierii și producătorii de lactate și vin, pentru a discuta ultimele evoluții în agricultura din România și alte subiecte, precum situația din sectorul cerealelor sau bunăstarea animalelor. Europarlamentarul român Daniel Buda a fost gazda delegației în România, iar Ovidiu Ghina a fost acolo și ne aduce detalii într-un reportaj exclusiv marca AgroTV. Când am discutat despre provocările sectorului cerealelor în România, e o problemă nu doar pentru sectorul cerealelor din România, dar. Cred că este, România este țara care este foarte puternic afectată de importurile venind din Ucraina. Și pot să vă spun că noi, Comisia pentru Agricultură, Parlamentul European, suntem foarte activi încercând să găsim modalități de a ajuta pe agricultorii din Uniunea Europeană și mai ales pe agricultorii din România să depășească aceste perturbări ale pieței. Și sunt câteva propuneri care au fost făcute, pe care le-am discutat și am avut impresia că sunt foarte apreciate de către sector și există nevoia de exporturi umanitare, există nevoia de o mai bună coordonare cu Comisia Europeană atunci când vorbim despre transport, când vorbim despre infrastructură și când vorbim despre susținerea pentru. Agricultorii, pentru fermierii români. A fost trei de foc în România. Comisia Agri nu a mai fost în România, cred că de vreo 15 ani. Și am încercat să surprindem realitățile din România, deoarece vor veni Parlamentul European în foarte multe regulamente, care, odată adoptate, vor înrăuri, să spun asta, sau vor impacta, evident, sectorul agricol din România. S Au fost foarte importante discuțiile vis-a-vis -vis de ce așa, înseamnă absorția fondurilor europene. Să știți că, din păcate, fondurile europene nu sunt peste tot. Uh, uh să spun așa, foarte ușor accesibile și fermierii trebuie să fie sprijinți în această direcție. Una peste alta a fost discuție și despre ceea ce înseamnă directivele privind reducerea consumului de pesticide în, sau la nivel european și bineînțeles că România are anumite particularități care trebuie să fie, mă rog să spun așa, regăsite în acest regulament. De asemenea, aspecte care țin de ceea ce înseamnă catalogarea unor exploatații agricole ca fiind industriale și bineînțeles acestea, evident că mai departe ne vom bate în Parlamentul European să facem ceea ce trebuie. Trebuie astfel încât ele să nu fie, să spun așa, catalogate ca și fiind exploatații industriale, pentru că asta ar însemna să facă foarte multe investiții în ceea ce înseamnă managementul dejecțiilor. Or, dejecțiile de la fermele de animale trebuie să fie privite ca fiind o sursă de îngrășământ și nici de cum ca un balast pentru ferme. A fost vorba de o comisie a Parlamentului European. Obiectivul colegului meu Daniel Buda, și al meu cu organizarea acestei vizite a fost să prezentăm colegilor noștri din Parlament din celelalte state membre situația reală pe teren, să le oferim oportunitatea unui contact direct cu uh, producători, cu actori din mediul agricol și uh, rural din România, pentru că atunci când discutăm decizii pe legislație europeană, colegii să înțeleagă mai bine mesajele pe care noi le transmitem legat de specificul României.